Manifestările comemorative, menite să marcheze 7 decenii de la deportarea evreilor din Cluj, au reunit oameni din toate colțurile lumii. Cred că această ocazie este deosebită și ocazia asta am venit cu toată familia ca cu toții să fim aici, să ne comemorăm. N-am mai fost la Cluj din 1966. Am venit pentru că mi s-a părut că comemorarea a 70 de ani de la această tragedie nemaipomenită, căreia i-au căzut victime 23 din cei 30 de membri ai familiei mele mai largi, familia mai restrânsă, tata, mama, fratele, toți au pierit, toți trei, din familia înlărgită de 30 de indivizi, 7 am supraviețuit, dar dintre cei deportați, care au fost 23 la număr, numai 2 au supraviețuit. Așadar am venit pentru că am simțit că acest eveniment trebuie, la acest eveniment trebuie să particip. Am ținut neapărat ca să fiu la această comemorare, în primul rând pentru că din familia mea, din cele două familii combinate ale tatălui meu și a mamei mele, peste 25 de persoane au fost ucise în lagărele naziste. Mama mea a fost dusă la Birkenau și a revenit de acolo și de 70 de ani nu a fost absolut niciun memorial, niciun monument făcut pentru cei din Gherla. Au pierit peste 700 de oameni din orașul meu natal și nu s-a făcut niciodată un monument în afara celui din cimitirul evreiesc din Gherla. Memoria lor trebuie ca să fie onorată și am ținut neapărat ca să vin din Statele Unite pentru a participa la această ceremonie. Și sper ca să nu se uite niciodată ce s-a întâmplat în primăvara anului 1944. Az egész nap felhozta megint az emlékeket, hogy hogy volt. Nem voltam az elejétől itt, de a két felszólaló nagyon meghatott. És az a lelkembe megint még egyszer fel, mindig, amikor erről beszélünk, felsebződik az egész lelki világom. Ön az Abraham Citroni Ibolya fia. Milyen lélekkel jött, és miért volt fontos Kolozsvára jönni? Elsősorban, mint második generáció, nagyon fontos továbbvinni az egész történelmet, ne hagyni, hogy elfelejtsék, és azért tanítom a gyerekeimet, és ezt az unokáimat is későbben, hogy ne felejtsék el. Simpozionul File din istoria evreimii clujene, organizat de Comunitatea Evreilor din Cluj în parteneriat cu Academia Română și Universitatea Babeș-Bolyai, a ajuns la cea de-a treia ediție. Ennek a szimpoziónak a célja megismertetni és írásba foglalni a kolozsvári zsidóság múltját, megemlékezve a kolozsvári zsidóság intézményeiről, híres embereiről, és emléket állítva annak, hogy a Kolozsvár lakossága a deportálások előtt a város lakosságának egyötöde volt. Istorici din țară și din străinătate și-au concentrat expunerile asupra evenimentelor și destinelor din Cluj, din Transilvania de Nord, în timpul Holocaustului. 70 de ani după aceste triste evenimente, trebuie să ne aducem aminte de ceea ce s-a întâmplat. Dar în același timp, doresc să aduc un personal omagiu, de asta am venit special de la Universitatea de Montpellier în Franța, nu numai ca să prezint o comunicare științifică, dar să aducem omagiu acelor persoane care au luat riscuri și au salvat evrei. Astfel, Mihai Marina, care a fost consul României în orașul Oradea, când a fost ocupat Transilvania de Nord, a fost un consulat al României la Oradea.
acest Mihai Marina s-a ocupat de interesele românești, dar în același timp a salvat câțiva evrei din ghetoul din Oradea. În aceste vremuri de neomenie au fost și oameni de omenie. O secțiune specială a fost dedicată mărturiilor supraviețuitorilor Holocaustului, reveniți la Cluj din țări îndepărtate, după mulți ani de absență. Prezența în orașul natal a deșteptat amintirile frumoase dinainte de tragedie. Néhány lépésre laktunk az operától, és egyszer vagy kétszer hetente jártam operába. Hegedülni tanulhattam, tornázni tanulhattam. Jártam szabadon az utcán, mint kislány soha nem éreztem magam veszélyben. A Mikulás az egy fantasztikus emlék volt nekem, mint gyereknek. A kivilágított város. Az a tény, hogy az emberek melegek voltak és köszöntek egymásnak. M-am întors la Cluj după o absență de 48 de ani. M-am născut aici, în strada Eminescu, lângă parc. Am copilărit pe malul lacului. Iarna făceam patinaj pe acel lac. Îmi aduc aminte de copaci cu castane, lebede pe lac. Am avut o copilărie frumoasă. Am făcut liceu la liceu Gheorghe Barițu. A fost un liceu bun. Îmi amintesc de cei mai mulți profesori. Cel care m-a influențat mai mult a fost poate profesorul de franceză, Voiculescu îl chema, prin care am făcut cunoștință cu ideile Revoluției franceze, cu ideologia eliberatoare a Revoluției franceze. Deportarea la Auschwitz a lăsat urme adânci în sufletul clujencei de odinioară, bântuită și astăzi de impresiile cumplite din lagărul de exterminare. Sajnáltam a cigányokat, nagyon sajnáltam, mert ott voltam Auschwitzba, amikor a cigányokat elvitték. 6000 embert öltek meg egy éjszaka. Ott voltam és szemmel láttam, mert véletlenül a harmadik szakaszon voltam, fenn voltam és láthattam, hogy mi történik. Doctorul Yohanan Vas de la Ierusalim a prezentat în fața auditoriului fragmente din jurnalul de lagăr al tatălui său, Zoltan Vas, renumit medic stomatolog clujan. Acest jurnal a fost scris de tatăl meu de la Auschwitz, care a fost deportat în mai 1944 și a pierdut întreaga familie. Din câte mi-a povestit, a scris acest jurnal în condiții foarte grele cu creionul și am venit în orașul meu natal ca să prezint publicului acest jurnal și mai ales viața unui deținut la Auschwitz, care a fost odată un medic foarte cunoscut în oraș și care a supraviețuit și din cauza lui, practic, eu exist astăzi. Așa că la acest lucru mă gândesc în fiecare zi. Nu există zi să nu mă gândesc la suferințele prin care a trecut tatăl meu și alți zeci și zeci și aproape milioane de oameni și prin faptul că el a reușit prin forță să se salveze, sunt eu astăzi în viață. Și generația următoare și copiii și nepotul care o să se nască peste câteva luni.
Relatările despre ororile de la Auschwitz, ghetoul de la Cluj, salvarea miraculoasă cu grupul Kastner, vicisitudinile detașamentului de muncă din armata maghiară, capcanele vieții clandestine din Budapesta sau alegerea rezistenței și luptei în ilegalitate s-au constituit în impresionante lecții de viață adresate în primul rând tinerei generații. Mă aflu aici în continuarea acestui realizării acestui program, zic eu îndrăzneț, prin care împreună cu Institutul Wiesel, Asociația Supraviețuitorilor, Federația a creat un proiect special de comemorare a 70 de ani de la ghetoizarea și deportarea evreilor transfrontalieri. Aici, acest program, de fapt, mai ales în calitatea mea de președinte al Federației Comunităților Evreiești din România, dovedește sau arată sau vrea să spună că este o manifestare a solidarității și frăschietății dintre evrei de pe întreg teritoriul României. Noi nu putem face distinție și să spunem da, acolo a fost holocaust la noi, n-a fost sau și așa mai departe. Trebuie să arătăm fața reală a acestor crime împotriva umanității care s-au petrecut și aici, și în Vechiul Regat, și în Basarabia, și Bucovina de Nord. Părerea mea este că un om care a citit o carte despre evenimentele de atunci înfiorătoare nu mai poate fi un antisemit. Când mi-am editat cartea despre istoria evreilor clujeni, atunci unul dintre redactori a spus că el în viața lui nu va mai spune un banc evreiesc. Deși bancurile evreiești fac parte din cultura evreiască, dar el a spus că după ce a citit cartea și cu toate întâmplările descrise în detaliu, el se va abține de a mai povesti. Da. Deci eu cred că educația este extrem de importantă pentru conviețuire pașnică și pentru un viitor mai destins decât acela de la jumătatea secolului trecut. Într-o Europa civilizată, într-o Europa pe care noi am idealizat-o și am crezut că este sumumul culturii, a umanismului, a iluminismului și așa mai departe, s-a putut întâmpla înființarea unei adevărate fabrici de asasinarea a milioane de oameni pe unicul motiv că aparțin unei anumite etnii sau a unei anumite credințe. Nu pentru că sunt criminali, nu pentru că râvnesc la teritoriile altora, nu pentru că vor să jefuiască pe alții, nimic din toate astea, ci simplul motiv că s-au născut evrei. Deci să înțeleagă tineretul că oamenii nu pot fi judecați după etnie sau după religie și să fie judecat după faptele lor, după cultura lor, după comportamentul lor și nimeni nu are dreptul să condamne la moarte pe cineva pentru că s-a născut rom sau s-a născut evreu. După 70 de ani de la plecarea celor 6 garnituri de vagoane de vite, tixite cu mii de femei, copii și bătrâni îmbarcați către Auschwitz, în gara Clujului a fost amplasată o placă memorială închinată martirilor Holocaustului. Acțiunea inițiată de Institutul Național de Studiere a Holocaustului, Eli Wiesel, a fost sprijinită de Ministerul Transporturilor. Este pentru prima dată din 1944 când statul român face un gest în memorie deschis, oficial și transparent. Și cred că pentru comunitatea evreilor din România, atâția cât au mai rămas, reprezintă foarte mult. S-a luat decizia ca, cu ocazia împlinirea 70 de ani, în care comemorăm ce s-a întâmplat în 1944, pe 11 gări din Transilvania de Nord și Maramureș, de unde au fost deportați cei 138.000 de evrei între mai-iunie 1944, să punem aceste plăci comemorative. S-a creat o impresie acum că noi realizăm programul pentru Transilvania de Nord pentru că era în Ungaria. Și chiar mi s-a reproșat
De ce n-am pus asemenea plăci comemorative în gările de unde au plecat evreii în Transnistria, să zicem, din regat? Două precizări. În primul rând, s-a pus la Iași, cu prilejul împlinirea 70 de ani de la pogromul din Iași, la gara din Iași s-a început cu un astfel de element de comemorare, de amintire permanentă a trecătorilor prin gară acolo unde au loc evenimentul. Lucrul s-a transferat către toate localitățile, cele 11 din gările cărora au plecat trenurile morții la Auschwitz, și probabil că vom continua acest proiect și cu celelalte gări pentru locurile de unde au fost deportați evrei în Transnistria. Așadar, nu am făcut ceva special cu o motivație politică, ci din acest sentiment al frățietății și al solidarității umane. Cei peste 18.000 de evrei clujeni din împrejurim, deportați la Auschwitz în mai-iunie 1944, au, în sfârșit, un monument memorial amplasat în spațiul public, ridicat de cetățenii de azi ai orașului în amintirea concitadinilor lor care au contribuit la dezvoltarea economică și culturală a orașului și au pierit în lagărele naziste, într-o epocă în care ura rasială atinsese paroxismul. Never again! Niciodată din nou. Cred că, în ultima instanță, acesta este cel mai important mesaj pentru viitorul acestui oraș, pentru tineri, pentru toți cei care au cunoscut și cunosc istoria, ca asemenea lucruri să nu se mai întâmple niciodată, nicăieri. Când venim și comemorăm deportarea evreilor, trebuie să vorbim foarte clar și foarte sincer. Nu există doar o responsabilitate individuală, încă un singur om nu avea capacitatea ca în 56 de zile să organizeze deportarea peste 430.000 de evrei și din Cluj și din jurul Clujului, din județul Cluj, de peste 18.000 de evrei. Există o responsabilitate colectivă și trebuie să spunem foarte clar. Orice majoritate este responsabilă pentru minoritatea cu care conviețuiește. Și această responsabilitate exista și în secolul 20 și în timpul războiului. Solidaritatea, dacă ar fi existat în acei ani, atunci aceste deportări nu ar fi avut loc. Era imposibilă deportarea evreilor dacă exista solidaritatea între oameni. Egy évvel ezelőtt született meg az a gondolat, hogy az idei 70 éves megemlékezések alkalmából itt az ideje, hogy leróljuk ezt a 70 éves adósságunkat a kolozsvári magyar zsidó közösséggel szemben. 1944 májusában, talán kevesen tudják, az akkor elindult deportálások eredményeképpen Auschwitz minden harmadik áldozata magyar zsidó volt, illetve Kolozsvár minden ötödik lakósát deportálták. Az akkor alig több mint 80 ezeres lakósú városból és környékéről 18 ezer embert indítottak a haláltáborok útján el. Én azt gondolom, hogy a megemlékezés mai napja arra kötelez bennünket, és azt az üzenetet hordozza számunkra, hogy el kell űznünk a közönyt, a szemtelenséget, az érdektelenséget a mindennapjainkból, erre kell nevelnünk, buzdítanunk és emlékeztetnünk nap mint nap a fiatal, most felnövekvő generációt. Ez az emlékmű, hiszem, remélem azt, hogy eléri ezt az célját, és sikerül ezt az üzenetet közvetítenie. Monumentul memorial, conceput cu ani în urmă de regretatul artist plastic Egon Marc Löwit, supraviețuitor al lagărului de la Dachau, a fost realizat prin strădania sculptorului Tibor Kolozsi și arhitectului Nicolae Mirișan. Ca o specialistă în istoria artelor și a sculpturii în special, vă asigur că sculpturul Löwit a creat un obiect valoros din punct de vedere estetic, a cărui puternic simbolism va intriga generații de vizitatori.
Seria de manifestări comemorative s-a încheiat cu adunare de doliu în Templul Memorial al Martirilor Holocaustului. 6 supraviețuitoare au aprins lumânările neuitării în memoria celor 6 milioane de suflete pierite în Holocaust. Corul Shira Hadasha al comunității evreilor din Cluj a cântat melodii evocatoare ale tragediei, iar cei care au luat cuvântul au subliniat importanța comemorării și necesitatea vigilenței pentru ca o atare tragedie să nu se mai repete în viața vreunui alt popor.